Înainte de a intra în proiectul de zi din convocare, aș dori să acum dacă sunt observații la procesul de verbare a ședințelor anterioare, respectiv procesul, ședința, procesul de verbare a ședinței extraordinare din data de 22 decembrie 2022. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Ședința ordinară din data de 27 decembrie 2022, dacă sunt observații la procesul de verbare acesteia. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă și abține de unanimitate. De asemenea, procesul de verbare ședinței extraordinare din data de 11 ianuarie 2023, dacă sunt observații. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Da. Unanimitate. Ședința extraordinară din 13 ianuarie 2023, observații la procesul verbal. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate de asemenea. Și, în ultimul rând, ședința extraordinară din data de 19 ianuarie 2023, observații la procesul verbal. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Cunoașteți proiectul ordinii de zi din convocare cu cele două suplimentări? Da. Sunt observații? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, nu sunt. Astăzi intrăm în ordinea de zi. Proiectul numărul 1, de ordinea de zi, proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a normei zilnice de hrană pentru beneficiarii căminului pentru persoane vârstnice din strada 8 martie, numărul 22, municipiul Onești, pentru anul 2023. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare. Anual, Consiliul Local stabilește costul mediu lunar de întreținere, care nu trebuie să fie mai mic decât standardul minim de cost an beneficiar în valoare de 43.594 lei. Acesta fiind prevăzută legislația în domeniu, rezultând astfel un cost minim de 3.633 lei luna beneficiară. Pentru că prevederea de legare în domeniu, persoana vârstă prejudicată în căminul organizat, potrivit legii, precum și susținătorii legale acesteia, care dispun de venituri proprii, au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere stabilită, individualizată, în urma evaluării complexe efectuate. Având în vedere aspectele prezentate, vă propunem să aprobați proiectul de hotărâre a costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a normei zilnice de hrană pentru beneficiarii căminului pentru persoane cu specializare la 8 martie, numărul 26, municipiul Onești, pentru anul 2023. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor de specialitate. Comisia numărul 1. A disfavorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Și comisia numărul 4. La acest proiect avem un amendament. Pentru proiectul 1 se propune, pentru a veni în ajutorul acestei categorii de persoane, se propune din partea grupului USR, modificarea articolului 2 a proiectului de hotărâre, care se spune în felul următor. Se stabilește contribuția lunară de întreținere pentru anul 2023, dacă datele către persoane vârstnice internate în căminul pentru persoane vârstnice, strada 8 martie, numărul 26, municipiul Onești, în cuantum de 2000 de lei lună persoană. Alineatul 2, diferența de sumă până la 3038 lei lună persoană, adică suma de 1038 lei lună persoană, se va plăti de la bugetul local al municipiului Onești prin Direcția Generală de Asistență Socială Onești. Acesta a fost amendamentul. Dacă sunt discuții cu marginea acestea, dacă nu sunt, supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotriva, cine nu sunt. Amendamentul a trecut, să spunem. Urmează votul asupra proiectului, așa cum a fost amendat. Dacă nu sunt discuții, bineînțeles. Sunt discuții. Cine este pentru? Unanimitate. Împotriva și abținem, nu sunt.
Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Onești pe anul 2023. Are cuvântul domnul secretar. Bugetul este instrumentul fundamental al muncii de previziune, deoarece prin el se concentrează și se direcționează întreaga activitate decizională, astfel spus, se reprezintă lista veniturilor generate și a cheltuielilor ocazionale al instituțiilor publice. Fundamentarea veniturilor bugetului local al municipiului Onești este bazată pe constatarea și evaluarea materiei impozabile și a bazei de impozitare, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute. Stabilirea cheltuielilor bugetului local pe anul 2023 s-a efectuat în strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor bugetului local estimate a se realiza. Pentru funcționarea comisiei de normalitate a activităților din cadrul primăriei municipiului Onești este necesară gestionarea eficientă și cheltuirea la toate capitolele din structura bugetului local al municipiului Onești și ținând seama de documentele înaintate, se propune aprobarea proiectului în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au făcut reprezentanții comisiilor de specialitate, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Aici avem amendamente din partea 3 grupuri, probabil 4. Dacă dorește unul din cei ce au generat amendamentele, dacă nu, voi da cuvântul domnului secretar, într-o ordine cu alege dânsul. În ordinea depunerii. Ordinea depunerii. Primul amendament depus grupul de consilier PSD. Se propune suplimentarea finanțării aportate în baza legii 350/2005 privind regimul finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general cu suma de 70.000 de lei până la nivelul sumei de 150.000 de lei. Se propune ca diferența de 70.000 de lei să fie diminuată de la capitolul 7002, domeniul public, bunuri și servicii. Aici sunt două amendamente, de citire... Discutăm, eu zic că ok să discutăm pe acest amendament. Da, cum vă dăm? În regulă. Discuții pe marginea acestui amendament. Supun la vot amendamentul, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Amendamentul a trecut. Dăm citire următorului amendament. În cel de-al doilea amendament se propune suplimentarea finanțării acordate unităților de cult din municipiul Onești în baza ordonanței de urgență a Guvernului, ordonanței Guvernului 82/2001 privind acordarea de sprijin financiar unităților de cult cu suma de 200.000 de lei până la nivelul sumei de 400.000 de lei. Se propune ca diferența de 200.000 de lei să fie diminuată de la capitolul 7003 domeniul public cu 20 al de bunuri și servicii. Mulțumesc. Discuții pe marginea amendamentului. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Închidă la abținere. Nu sunt. Împotrivă nu sunt. Domnul secretar, vă rog, mai departe. Amendamentul grupului USR. Se propune, ținând seama de faptul că situația economică financiară a beneficiarilor, de fapt, acest amendament are, este strâns în legătură cu amendamentul de la proiectul 1, se propune nivelul redus al, ținând seama de situația socio-economică a acestor beneficiari, oricum de persoane vestice, trecut de nivelul redus al veniturilor acestora, raportat la nivelul contribuției rezultate de fundamentare prezentată în raportul de specialitate, aferent proiectului de hotărâre în discuție, se propune stabilirea unui nivel inferior al contribuției obligatorii lunare și anume în valoare de 2.000 de lei lună beneficiar. De asemenea, se propune ca diferența de contribuție să fie suportată din fondurile de la bugetul local, prin diminuarea sumei de 180 de lei de la capitolul 6502 învățământ, titlul 200130, al de bunuri și servicii, respectiv suma de 175.000 de lei de la capitolul 700.050, alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, titlul 200130, alte bunuri și servicii. Iar veniturile de la capitolul 330213, contribuția de întreținere a persoanelor asistate, se va diminua în mod corespunzător
cu suma suportată de la bugetul local. Vă mulțumim. Dacă sunt discuții pe marginea amendamentului, dacă nu sunt, se pun la vot. Cine este pentru? Ce sunt potriva? Sunt. Domnul secretar, vă rog, amendamentul numărul 4. Amendamentul grupului de consilieri PNL la capitolul 8.40 transporturi, achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții, cheltuielile de proiectare, se introduce punctul 2.13 cu următorul cuprins, modernizarea alea Dumbrave și trada uzinei 70.000 de lei. Se diminuează următoarea poziție. 4. Dezvoltări infrastructuri de apă și apă uzată de municipiul Ionești, valoarea de 8.111.000 de lei. Cofinanțarea municipiului Ionești se diminuează la 70.000 de lei. Devenind 741.000 de lei. La capitolul 67.02 Cultură, religie, acțiuni, activități sportive și de tineret se adaugă sub capitolul 3 Lucrări noi 3:1 Modernizarea bază sportivă Caron, suma de 50.000 de lei. Se diminuează următoarele poziții. 4. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din municipiul Ionești, valoarea de 741.000 lei, cofinanțarea municipiului Ionești se diminuează cu 50.000 de lei, devenind 791.000 lei. Mulțumesc. Discuții pe marginea acestui amendament? Dacă nu sunt, se pune la vot. Am înțeles în termenul de ziua. Vă rog, domnul Zăru. Acest amendament a fost făcut în discuții cu administrația. Am înțeles că ulterior trebuie să facem o mică modificare. E premisa că pe același capitol nu poate exista și cheltuieli de proiectare și cheltuieli de execuție în același buget, doar de când alte administrații au interesat să facă. De ce nu se poate aici? Nu știu. Ok, am acceptat să mărim suma de cheltuieli de proiectare a capitolului. Da, întrebare de ce nu se poate. Pentru că nu pot, dacă îmi permite, nu pot fi în lista de investiții două obiective, două activități cu același obiectiv de investiții. Ceea ce înseamnă că legea mă obligă să fac prima oară proiectare, să vin în fața dumneavoastră cu aprobarea indicatorilor tehnico-economici, urmând ca după ce fac această etapă, după aceea să mut toate pe cheltuielile de lucrări noi. Ceea ce înseamnă că acum, la momentul ăsta, s-a suplimentat valoarea pentru proiectare, dar am pus și suma care a solicitat-o dumneavoastră pentru executarea lucrărilor. După ce efectuăm daliu, mutăm poziția, avem un singur obiectiv în lista de investiții, nu putem să avem un obiectiv cu mai multe activități. Așa a fost întotdeauna. Ai cum să proiectare și execuție, spuneți dumneavoastră. După ce fac proiectarea, pot să pun, da, pe execuție. Noi introducem ca... Nu, ca o garanție, măcar să dăm un mesaj că se va face. E o lucrare nouă, însă până la momentul la care se aprobă indicatorii tehnico-economice, eu nu pot să pun în lista de investiții ca lucrare nouă. Trebuie să fac întâi documentația tehnico-economică, să vin în fața dumneavoastră cu acea documentație, să se aprobe, urmând ca după aceea să o pun în lista de investiții ca lucrare nouă. Nu este o lucrare în continuare sau o lucrare pe care o aveam deja și continuăm. Vă rog, domnul primar, știți că așa cum am discutat anterior în depunerea acestui proiect, noi în urmă cu două săptămâni, cred că am dispus domnul inginer Vârne să meargă să facă o constatare, să vadă ce lucrări trebuie. Am crezut doar că trebuie demontate scaunele și tempuite tribunile și refăcut terenul, doar că la momentul evaluării s-a constatat că tribunele sunt făcute din niște prefabricate care s-au deplasat și riscă să plece dealul cu totul. Și atunci nu mai trebuie făcută o evaluare clară. N-am putut să venim cu o sumă, să facem o evaluare corectă la momentul ăsta, să ne dăm seama cam ce valoare trebuie pentru reabilitarea terenului și tribunelor respective. Că mai mari probleme sunt la tribune, nu la teren. Terenul e simplu de reabilitat. Și atunci ne trebuie un proiect, un dalin, ca cineva, un expert, să constate ce lucrări trebuiesc, la cât se ridică valoarea lucrărilor respective. Mulțumesc. Și un termen de execuție la primul amendament? V-am spus, neștiind valoarea... Nu,
proiectare la localea Dumbrave și... Asta îi dăm drumul imediat. Am spus că îi dăm drumul, îi dăm drumul la proiectare și la Dumbrave și la stadion. Până la data trecută, au fost și anul trecut probleme, au fost niște probleme de... Cadastrare a ambele străzi. S-au găsit soluții și acum e o intrată în linie dreaptă și vom da drumul la proiectare. Noi am fost, cum am și discutat, o să ne interesăm de aceste oameni la BD. Chiar mai interesant. Exact, chiar am... Da. E ok să urmăriți evoluția și ținem aproape. Poate o trece la asta o promisiune și celelalte străzi care sunt pe proiectare, vor da drumul pentru că ele trenează de 2-3 ani. Noi am făcut dar unde și pentru celelalte străzi. E nou port care se va deschide probabil martie-aprilie. Sperăm să fie bani cu această direcție. Noi n-am ratat nicio finanțare să depunem, să fiți deschide probleme de finanțare. Suntem pregătiți. Avem, cred că, peste 20 de proiecte depuse în ultimii 2 ani, 15 aprobate, 9 semnate. Chiar n-am ratat. Dacă va fi linie de finanțare, din informațiile care le avem, vor fi undeva la 16 milioane de lei pentru municipiul nostru. Acum n-a ieșit ghidul de finanțare clar, doar informații care le avem la momentul ăsta. Sperăm să poată muta între capitole, între finanțări, banii. Nu știm exact ce se va deschide, dar știm că undeva la 16 milioane de lei vor fi cumva pentru municipiul nostru. Ok, atunci amendamentul se va modifica. Acei 50.000 de lei se vor duce pentru la proiectare. Și va suplimenta suma de 130.000 cu cei 50.000, va rezulta o sumă de 150.000, sursa nu se rămâne aceeași cu amendamentul. E aceeași problemă. Noi avem daliurile făcute atât pentru cartierele Slobozia, Borzești, Crucea de Piatră, avem daliuri. Aceleași daliuri le avem și pe cele 6 străzi. Le vom face daliuri în perioada imediat următoare și pentru astea două care le-ați propus azi și așteptăm să identificăm linie de finanțare. De la bugetul local e complicat să facem, pentru că sunt lucrări, nu-i doar un simplu cobor asfaltic, vor trebui făcute rigori de canalizări pe străzile respective. Sunt străzi cu probleme mari, sunt străzi cu... la care trebuie infrastructură de fluviale foarte bine gândită și făcută, și care implică costuri foarte mari. De asta căutăm să identificăm linii de finanțare. Da, vă rog, am văzut că cineva dorește public. Ioana Costu mă numesc. Eu locuiesc pe strada Eternității. Am insistat să particip și eu la această ședință. Locuiesc de 20 de ani pe această stradă. De 20 de ani, în fiecare an, avem aceleași promisiuni. Anul acesta se asfaltează. N-aș vrea să plec de aici. Am înțeles în proiecte, dar aceleași proiecte au fost și anul trecut, și acum 2, și acum 5 ani, și acum 15 ani. Adică, dacă anul trecut, când am fost și am discutat cu dumneavoastră, mi s-a zis, nu se poate anul ăsta că se face canalizare. Am înțeles cu toții. Am avut o listă de semnături cu toți vecini, cu toți locuitorii pe această stradă. Mi s-a promis și din partea domnului vicepreședinte a Consiliului nu local, a Consiliului Județean și din partea dumneavoastră că anul acesta se va asfalta. Avem și noi copii, vă zic sincer, am copii adolescenți cărora le este rușine să iasă pe stradă, că trebuie să schimbe papucii, le este rușine să cheme niște colegi la ei acasă, că sunt gropi, bălți și alte alte. Adică, zic și eu, și noi plătim taxe și chiar am vrea să ne punem și pe noi pe, nu pe proiectare. Pe proiectare suntem de vreo câțiva ani buni, numai chestiile astea le auzim. Proiectare. Abia anul trecut s-a făcut. Da, dar ideea este că de fiecare dată toată lumea, și în mandatul nostru, și în celelalte mandate, anul viitor facem proiect și vă prindem un proiect. Sunt 20 de ani că stau acolo, în 20 de ani, în fiecare an, ne amenință, ca să zic așa, că ne asfaltează. Sincer, până acum am ales să nu fiu vocal. Am ales să stau, să urmăresc,
Dar, sincer, războiul nu se mai poate. Deci, toți plătim taxe. Și am vrea și noi să ne treceți și pe noi pe, pe această stradă. Știm, sunt costuri mari, dar totuși aparținem de Onești și vă pot da exemple. Nu e frumos ce fac. Sunt străzi care pornesc de nicăieri, termină nicăieri. Da? Adică pornesc dintr-un loc neasfaltat, termină într-un loc neasfaltat. Pentru 4 familii sau 5 familii. Aici suntem câteva familii. Nu foarte multe. Suntem 10-15 familii. Dar totuși, am mai primit un răspuns de la urbanism că strada este îngustă. Ați fost, nu știu, adesea mergeți pe strada aceea să vedeți de ce este îngustă. Sunt anumiți vecini care, eu când am cumpărat acolo, era gardul lipit de casă, acum au 1,5 metri în stradă, mai este un domn care și-a nivelat terenul acolo și în loc să intre pe stradă, a intrat direct de, pe calea de acces, a intrat direct de pe stradă, a rupt jumătate din drum, nimeni nu se sesizează. De asta am ales să vin azi aici și să nu mai fiu acel om care stă, privește, analizează și nu spune nimic. Vă mulțumesc! Da, în aceeași situație cu strada dumneavoastră, mai sunt cel puțin 8 străzi la nivel de Onești, plus cartierul. Dacă mergeți în cartierul Slobozia, oamenii ăia s-au născut acolo, nu și-au cumpărat o casă și totuși nu beneficiază de condiții mai bune. Cred că 70% din cartierul Slobozia și cartierul Slobozia și Borzești sunt în aceeași situație cu strada dumneavoastră. Noi am spus, tot ce s-a deschis timp de finanțare, ba chiar dacă din 30 de ani vă promite că vor face proiectare, noi am făcut proiectare anul trecut și suntem aliniați la start să identificăm linii de finanțare. Dacă se va găsi linii de finanțare, vă promit că vom depune și vom încerca să accesăm. Ca să vă promit că vom asfalta noi anul viitor, nu vă pot promit de treaba asta, dar vă, încă o dată vă promit și mă uit în ochii oneștenilor, că dacă vom identifica și căutăm să identificăm linii de finanțare, vom fi la linia de start și vom face tot ce e omenește posibil să rezolvăm problema. Ați comparat strada, nu știu dacă e ok, ați comparat strada Eternității cu cartierul Slobozia. Acum vin și eu cu o comparație. Taxele de pe strada Eternității cu taxele din statul catolic. Aceeași casă care o am eu cu 100 de metri pătrați, plătește, eu plătesc 2 lei, dau un exemplu, și în statul catolic se plătește 1 leu. În statul catolic este canalizare, este asfalt, sunt trotuare. Și mai este și chestia de iluminat. Sunt lămpi funcționale, dar sunt niște lămpi de pe vremea lui Răcosatului, care au lumină de veche, ca să zicem așa. Deci, iluminatul se va schimba. În perioada imediat următoare se va schimba tot iluminatul în Onești. Lămpile se vor înlocui. Referitor la impozitare, există o zonare făcută, cred, de specialiști din primărie, nu cred că nu s-a ținut cont de facilitățile zonei în momentul în care s-a făcut zonarea. Eu vă pot spune, eu plătesc impozit pe casă la 120 de metri pătrați, aproape 8 milioane, pe aceeași casă, da, cu 100 și ceva de metri pătrați, se plătește 3 milioane jumătate cu 350 de lei în statul catolic. Cred că domnul secretar poate să ne dea, că știu că a fost direct implicată în zonarea respectivă. Da, și nu dânsul a făcut evaluarea zonelor. Eu n-am venit aici să vă plâng de taxe, de impozite. Eu știu că s-au făcut, niște specialiști din cadrul primăriei, au făcut zonările respective și chiar s-au reactualizat anul trecut. Erau probleme de felul ăsta, dar știu că s-au reglementat anul trecut. Punctajele au fost în funcție de utilitățile de care se beneficiază fiecare stradă. Da, o să ne uităm, o să te verific. Nu știu dacă e ceva. A fost vreo scăpare, ceea ce s-a trecut să cred că au greșit cineva din cadrul primăriei, dar
Se va analiza cu siguranță. Trebuie să înțelegem că insatul catolic, într-adevăr, condițiile față de și scopozia față de strada Eternității sunt net superioare. Deci e o stradă care chiar necesită. Știu cum arată strada Eternității, dar încă o dată spun că colegi din primărie au făcut evaluări. Dacă a fost vreo greșeală, vreo eroare, cu siguranță o vom îndrepta. Refuz să cred că au greșit colegii noștri din primărie, dar orice e posibil. Vom verifica și dacă va fi constatat de eroare, va fi îndreptată. Nu din trebuie să ajungem și pe asta strada asta, ce n-am discutat, zonarea, și ați vrut să o modificați? Nu știu. Să sperăm că se va găsi, să va face tot ce se poate. Sunteți mulțumit de vizita dumneavoastră la noi, dar nu mai sunt alte discuții. Voi supune la vot amendamentul la astfel cum apărmă. Vă rog, cer scuze. Nu voi la nicio la vot. Deci la acest amendament nu participă. Suntem la amendamentul. La proiect, participați în regulă. Voi supune la vot amendamentul așa cum a fost modificat de domnul Zarzu. Cine este pentru? Unanimitate împotrivă și abțineri nu sunt. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, astfel cum a fost amendat în cele patru amendamente, vă rog, domnul Zarzu. Vă rog, domnul, sigur, întrebare legat de bugetul de anul trecut, are legătură și cu acesta. Dacă ne puteți spune cum s-a finalizat licitația pentru calculatoare, cea valoare de 7 miliarde. Nu s-a mai făcut. Nu s-a mai făcut. S-a anulat, a fost demarată, dar nu a fost nicio ofertă conformă. După ce s-a anulat, banii au fost realocați pentru cofinanțările pe care le avem la momentul ăsta. Nu s-a mai văzut de asta. Este doar o poziție mică, doar dacă pocnește vreun calculator. În rest, toți banii sunt pe finanțările care trebuie să le acoperim cu finanțările care le avem. Au fost distribuiți, nu s-au... Da, și sunt multe nevoi și am renunțat la ideea de a schimba calculatoarele, doar dacă e strict nevoie. S-au fost doar ca poziție. Mulțumim. Alte discuții pe marginea acestui proiect? Deci în afară de abținerea de la vot? Sărgentul, vă rog. Doamna Sticlaro. Alte, da? Avem cuvântul la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Împotrivă și abținere. Proiectul a trecut cu unanimitate. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la condițiile speciale de finanțare din numărul 1 din data de 1.2.2007 la contractul de credit numărul 5 din data de 27.7.2006. Are cuvântul domnul secretar general. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 361/2022 s-a aprobat ambursarea parțială anticipată a numărului 10 rate în valoare de 391.724 euro în credit contractat de Unicredit Bank de către municipiul Ionești, precum și acordarea unei perioade de grație pentru despre rate de credit în perioada anuală de 2023. În urma modificărilor aprobate, este necesară aprobarea noilor condiții de derulare a proiectului, drept pentru care vă supunem atenție spre aprobare actul adițional numărul 4 la condițiile speciale de finanțare numărul 1 din data de 1.2.2007 la contractul de credit numărul 5/2006. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Domnul Zarzu, vă rog. O cuvinte am, dacă ne puteți informa în viitor apropiat starea sistemului termoficare, dacă conservarea a reușit. Și dacă protejarea clădirilor mai este în atenția celor care o păzesc, pentru că sunt cel puțin câteva, cel puțin la școala 10 când mergem, o să vedeți cum mai este geam. Acolo intră ploaie, vânt, umiditate, faf, zeile, animale, măcar să protejăm ceea ce avem, dacă nu mai utilizăm.
dacă mi se poate informa, o stare a stării fizice a ceea ce este în patrimoniul meu. Da. Mulțumesc. Da, o să intervenim eu, pentru că suntem într-o situație foarte delicată cu ceva din Polonia, după cum știți, Consiliul Local a fost promovat și aprobat în astfel de proiect, privind efectuarea unui evaluări și a unui stadiu fizic, pentru că aici necesită, eu știu, o expertiză de specialitate. În primul rând, nu avem specialiști de acest fel. Din păcate, spun și cu regret, de acest proiect și de această lucrare s-a ocupat domnul Medianu, Dumnezeu să ierte. După decesul acestuia, ne-am blocat, adică în sensul ne-am blocat, nu am mai găsit niște documentații, s-a ținut de decurat cu o firmă din București. Eu, la un moment dat, erau niște oferte de la 60-80 de mii de euro ca să vină să facă această evaluare. La momentul acesta, va trebui să începem de la zero, absolut totul. Să facem o evaluare tehnică și financiară a acestor. Nu știu cum, ne vedem colegii din primărie să vedem sub ce formă. Am ținut de decurat cu administrațiile special sau lichidatorul de la MCT, unul tot insistă să preluăm aceste centrale. În punctul meu de vedere, într-adevăr, ele trebuie preluate și valorificate, iar trebuie dat o nouă destinație. Numai că acest lucru, ele în acest moment au o anumită valoare de inventar. Cineva trebuie să ne spună un specialist, dacă mai sunt acele bunuri acolo, dacă e aceeași valoare de inventar, pentru că nu riscă nimeni să iei pe hârtie o valoare de inventar și poate să nu fie nimic acolo, sau eu știu, diminuat, sau probabil vor fi, dar sunt trecute. Așa că și la USB-ul se pot pune. Problema este cu mult mai delicată, domnul secretar a ocolit un pic. Problema este cu mult mai delicată pentru că nu există documente pe centralele respective și nu știe un evaluator de unde să plece cu evaluarea. S-au încercat să găsească, nimeni nu știe de unde să înceapă treaba. Orice evaluator cere niște documente tehnice de la centrale, sunt foarte vechi, în arhivele nu s-au mai păstrat, nu s-au mai găsit. Arhiva Terbonului, pentru că ea a fost mutată de NOSRD, pe NOMCT, a fost mutată din combinat, din fostul CET, acolo s-au... Primăria doar a finanțat, iar achizițiile le-a făcut Termone. E o firmă de la Galați care ține arhivele, vedeți, nu fie acolo sau la Brăila. Am încercat până la momentul ăsta, n-am reușit să... De unde să începem? Aici e cea mai mare problemă, că nu avem tehnic de unde să începem, pentru că nu s-au identificat până la momentul ăsta documentele care... tehnice cu care s-au achiziționat. Sunt doar niște valori de inventar și atât. Orice evaluator ne-au cerut, cu care s-au mai discutat, ne-au cerut niște documente tehnice de la ce să plece. Sunt multe necunoscute. Da, e greu de comentat la ora asta ce s-a întâmplat acum 20 de ani. Cert este și că știm că mai avem încă de plătit pentru central, pentru ceva care nu știm cum s-a făcut. V-am spus care e cea mai mare problemă. Da, ca și protejare, să știți că tot timpul am închis găuri, geamuri sparte, unde am fost sesizat sau unde am identificat noi. O să rezolvăm și problema acolo. Nu e singura centrală. Peste tot sunt probleme. Lumea crește mății, căței, prin sparg geamurile. Noi pe o parte le acoperim, oamenii le sparg. Încercăm să le protejăm de cât posibil, dar v-am spus care e cea mai mare durere care o avem la momentul ăsta. Nu reușim să găsim documentele care au stat la baza acestor achiziții. Dar eu ne străduim și eu zic că până la urmă vom ajunge la o soluție. Este o societate la Brăila, sunt telefoane să dacă reușim să găsim ceva pe acolo, care ține arhivele fostului. Dacă nu mai sunt alte discuții, aș supune la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri împotrivă. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferente pentru anul 2023, actualizat cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică pentru locuințele date în explorare,
exploatare prin programele derulate de Agenția Națională pentru Locuințe din Municipiul Onești. Are cuvântul domnul secretar. Verificarea judiciară a acestor spații cu destinația de locuințe este condiționată de stabilirea unor tarife corespunzătoare care se constituie prețul minim lunar pe metru pătrat în vederea stabilirii cuantului de prelievi lunare. Astfel, prelievi stabilite se actualizează anual cu data inflației în termen de 30 zile de la data publicării datei inflației comunicate de către Institutul Național de Statistică pentru anul anterior. Față de cele menționate mai sus, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar. Raportul de specialitate a fost prezentat. În cuvântul reprezentanții Comisiei de Specialitate, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului, dacă sunt. Dacă nu sunt, se pun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotriva, obține. Electorat trecut. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei pentru anul 2023, actualizat cu indicele de inflație comunicat de INS, pentru locuințele de serviciu, locuințele din fondul locativ de stat, locuințele sociale din municipiul Onești. Are cuvântul domnul secretar. Valorificarea acestor spații cu destinația de locuințe este condiționată de stabilirea unor tarife corespunzătoare care se constituie prețul minim lunar pe metru pătrat în vederea stabilirii cuantumului chiriei lunare. Față de cele menționate, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre forma prezentată. Vă mulțumesc. Dau cuvântul reprezentanții comisiilor de specialitate, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotriva, abținem. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului de zile de concediu de odihnă neefectuat în anul 2022, ce urmează a fi efectuate de primarul și viceprimarul municipiului Onești în anul 2023. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul. Prevederea legală în vigoare reglementează faptul că în cazuri excepționale cu aprobarea Consiliului Local, primarul și viceprimarul pot efectua concediul de odihnă anual și în anul următor. Astfel, raportul la ce vor preciza, cu propunerea Consiliului Local de aprobare numărul de zile de concediu de odihnă neefectuat în anul 2023, de primarul și viceprimarul municipiului, să fie efectuat în anul 2023, zile de concediu de odihnă, care se adaugă la numărul de zile de concediu pe linie ce va fi efectuat la care în anul 2023. Asta de cele arătate, vă rog să aprobați proiectul în forma prezentată, cu o singură mențiune, în proiectul de hotărâre, în mod greșit la Corobei a fost scris anul 2022, de fapt se referă la anul 2023. Vă mulțumesc, domnule secretar. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 1, Comisiei 4 de specialitate. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă și abține. Nu sunt. Da, domnul proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a municipiului Onești pentru anul 2022-2024. Are cuvântul domnul secretar general. Rețeaua școlară este formată din totalitatea unităților de învățământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu, care sunt organizate de autoritățile administrației publice locale și funcționează pe o anumită rază administrativ teritorială, coordonate și monitorizate de către Inspectoratul Școlar Județean. Pentru asigurarea accesului egal la educație și formare profesională, autoritățile administrației publice locale, în baza avizului conform al Inspectoratului Școlar, aprobă organizarea, funcționarea, educație, dizolvarea unor structuri de învățământ cu personalitate juridică, ca părțile unei unități de învățământ cu personalitate juridică și subordonate aceleași ordonatori principali decret în condițiile legii. Față de cele arătate, propunem aprobarea proiectului în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, au cuvântul reprezentanții Comisiilor de Specialitate, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului, dacă sunt. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abține împotriva. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 222 din 19 noiembrie 2021 privind unirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Onești în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. Are cuvântul domnul secretar general. Formarea modificării de vedere legale în domeniul sănătății, prin care se specifică domeniul Consiliului de Administrație pentru Spitalele Publice de Referă, autorităților de administrație sunt
trei reprezentanți sunt în cazul pentru ceilalți trei reprezentanți unii de Consiliul de Sfânt al Consiliului Local și trei respectiv de Consiliul General al Municipiului București, între care unul trebuie să fie economist. Este necesară să se completeze hotărârea Consiliului Local numărul 222 din 19 noiembrie 2020 cu al treilea membru, atât un membru plin cât și un membru supreabil. Având în vedere aceste măsuri, ținând seama de cele prezentate, propunem să aprobați proiectul de hotărâre cu precizarea că va trebui să faceți nominalizările, iar votul este secret. Mulțumesc, domnule secretar. Au cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil și favorabil. Așteptăm propunerile. Domnul Roșca. Din partea PMP, îl propun pe doamna Carmen Popescu. Membru suplent, aveți? Domnul Roșca? Domnul Sorin. Aveți un membru suplent? Doamna Gabaș, îi propune pe doamna Roșca. Dar nu e situație de incompatibilitate fiind angajat în managerul sau directorul meu care este angajat în spital, deci face dacă vreți și arăt. Da. Da, o să verificați, dacă de incompatibilitate. Eu am mai fost un consiliu de administrație și un prostat. Domnul Buzor, avem altă propunere? Nu, făcut la domnul. Am înțeles. Sigur de propunere? Nu mai sunt alte propuneri, nu mai avem nominalizările, se va vota doar pentru împotrivă sau abținere pentru cei doi nominalizați sau propuși. Thank you.
Urbanistic zonal, construire locuințe individuale pe plus 1, împrejmuire teren și amenajări exterioare, starea siliștei municipiunești. Domnul secretar general. În prezentul proiect se propune analizarea de principiu a două planuri urbanistice zonale, municipiunești, respectiv magistrale, dintre intervinați construire locuințe individuale, anexe gospodărească și brașamente utilități, la George Vescu, numărul special, și construire locuințe individuale pe plus 1, împrejmuire teren și amenajări exterioare, starea siliștei municipiunești. În documentația de urbanism se urmărește modificarea reglementărilor urbanistice în vigoare prin introducerea în cadranul unor spații de teren și schimbarea destinației din zonă terenuri agricole în extravigan, în zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare. Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc, domnule secretar. Au cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. S-a disfavorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții dacă sunt în marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Aș dori să... Proiectul numărul... Nu, avizul a fost dat. L-am apucat să votăm să trebuie cu voturile dacă... Ești pentru? Da. Deci unanimitate de voturi la proiectul numărul 9. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni, lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, beneficiarilor de ajutor social, precum și persoanele obligate în baza legii 272/2004 să presteze lunar acțiuni, lucrări de interes local pe anul 2023, are cuvântul domnul secretar general. În baza prevederilor legale, primarul municipiului Ionești are obligația de a întocmi un plan de acțiuni ce lucrează de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, beneficiarilor de ajutor social, precum și persoanelor obligate să țină evidența efectuării acestora și să asigure instructajul cu din urmă de tehnică, securitate, muncă pentru toate persoanele care prestează acțiuni obligări de interes local. Având în vedere cele menționate, vă propunem să aprobați proiectul de hotărâre care n-a fost adoptat. Au cuvânt reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. A disfavorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului, dacă sunt. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotriva, cine nu sunt. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului raportului de activitate a asistenților personale a persoanelor cu handicap grav în semestrul 2 al anului 2022. Are cuvântul domnul secretar general. Având în vedere
prevederile legale vigoare, Direcția Generală de Asistență Socială din Municipiul Onești are obligația de a prezenta semestrial Consiliului Local raportul de activitate al asistenților personale persoanelor cu handicap grav. Astfel, din prezentul proiectului de hotărâre este prezentat raportul cu privire la achizițiile și obligațiile celor din asistenților personale, vederea migrării situației persoanelor cu handicap grav, astfel încât acestea să primească îngrijire socială la nivelul la care starea lor o cere, pentru satisfacerea întregului lanț de nevoi fizice, personale, sociale și spirituale. Față de cele prezentate, propunem și aprobare proiectului de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Au cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții, vă rog. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotriva, cine nu sunt. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat practicate de SC domeniul public și privat SA Onești în anul 2023. Răspunde domnul secretar general. Serviciul de administrare a domeniului public și privat al unităților administrației teritoriale face parte din sfera serviciilor de interes local. Nivelul prețurilor și sau al tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public se fundamentează pe baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în activele corporale și necorporale, a ratelor privind restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligațiilor ce derivă din contracte de delegare a gestiunii și include o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii educației urbane, precum și plăticul operatorului. Având în vedere modificările legislative sugerite, este necesară corelarea corespunzătoare a tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat, a municipiului Onești și aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor numărul 1. Aviz favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Motivul abținerii nu sunt. Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării actului constitutiv și a statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța. Are cuvântul domnul secretar general. Prin hotărârea numărul 62 din 18 aprilie 2021, Consiliul Local a aprobat participarea sa în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța, scopul realizării comună a proiectelor de investiții pentru modernizarea infrastructurii de apă de canalizare. Având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța, prin care inițiativa a fost încercată cu urma teritoriului anului 10 la asociație cu obiectiv verificarea respectării modului de organizare și funcționarea serviciului de alimentare cu apă, s-a dispus măsura de revizuire a actului constructiv al acestei asociații. Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Au cuvântul reprezentanții comisiilor numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Și comisia numărul 4. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă și abține nu sunt. Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune, aprobarea studiului de oportunitate a regulamentului serviciului public, a caietelor de sarcini și a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de iluminat public în municipiul Onești, de Bacău, de către SCE, domeniul public și privat Onești S.A. Are cuvântul domnul secretar. Serviciile de iluminat public fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrative teritoriale sub conducerea, controlul, autorității administrației publice locale și în scopul asigurării unui serviciu eficient de întreținere a domeniului public și respectiv a iluminatului public. Având în vedere adresa SCDPP, numărul din data de, prin care ni se aduce la cunoștință că data de 5.2.2023 expiră contractul numărul 8, pe 126 din 2018 este necesară încheierea unui nou contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public și aprobarea unui nou regulament care este sarcini pentru activitatea iluminatului public. Față de cele prezentate, proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Cuvântul reprezentanții comisiilor numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului, dacă sunt.
Dacă nu sunt, supun la vot cine este pentru. Împotriva, abțineri, nu sunt. Proiectul a trecut unanimitate. Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizare, infrastructură, trama stradală la străzi din cartier Slobozia, aparținând municipiului Onești, de Bacăvari, cu domnul secretar general. Având în vedere că în cartierul Slobozia din municipiul Onești, accesul rutier și pietonal la locuințe și la celelalte obiective sociale economice existente este asigurat de un pod și o rețea de circulație formată dintr-un număr de 17 străzi, cu lățimi diferite, care au îmbrăcăminte aprovizorie din balast sau tonă, excepție făcând străzi de Victoriei, Siliștei și Mutului, care prezintă structură rutieră prin asfalt, aflat într-o stare avansată de degradare, pentru creșterea nivelului de mobilitate la nivelul municipiului Onești și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din cartierul Slobozia, este necesară modernizarea acestora. În acest sens, a fost întocmit proiectul numărul 029/2021 fază de alimă, modernizarea infrastructurilor prin anul stradală, la străzi din cartierul Slobozia, aparținând de municipiul Onești, județul Bacău, din care rezultă lucrările necesare fie executate și indicatorii tehnico-economice investiții care trebuie aprobați de autoritatea deliberativă. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați, să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc, secretar. Au loc reprezentanții comisiilor numărul 1. Adică favorabil. Comisie numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu sunt, supun la vot, cine este pentru? Împotrivă, abținere. Proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiție DALI și a indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, modernizare, trama stradală, cartier, Borzei și Crucea de Piatră. Recomandă un secretar general. Având în vedere necesitatea asigurării în condiții optime de desfășurare a traficului rutier și pietonal în municipiul Onești, se impune modernizarea străzilor din cartierul Borzei și Crucea de Piatră. În acest sens a fost realizat proiectul numărul 135/2021, fază de alimă, modernizare planului cadrului cartier Borzei și Crucea de Piatră, în care rezultă lucrările necesare a fi executate și indicatorii tehnico-economice ai investiții care trebuie aprobate de către Consiliul Local. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați, să aprobați proiectul am înțeles, domnule secretar, au cuvânt reprezentanții Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisiei numărul 4. Favorabil. Discuții, dacă sunt imaginea proiectului, la domnul supun la vot, cine este pentru? Împotriva, cine este pentru? Proiectul a trecut unanimitate cu vot, proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul reabilitare pot peste râul Caș și Strada Libertății, municipiul Onești, județul Bacău. Are cuvântul secretar general. Unul din obiectivele majore ale administrației publice locale din Onești este asigurarea condițiilor de trai decente de locuitorii municipiului. Este derularea de investiții care presupune asigurarea condițiilor optime de securitate cu privire la deplasarea pe drumurile publice, atât pentru cât și autovehiculele. În urma efectuării expertizei tehnice asupra portului pe drumul Cașin, situată Strada Libertății, s-a constatat că acesta este într-o stare avansată de uzură și trebuie făcute lucrări de reabilitare acestuia. Proiectul are ca scop obținerea unei de rezultate și efecte pozitive așteptate, creșterea confortului pentru circulația vehiculelor și pietonilor pe pod, creșterea nivelului de siguranță pentru traficul rutier pietonal, modernizarea infrastructurii necesare dezvoltării diferitelor activități economice, asigurarea unei legături în condiții de confort și siguranță ale locuitorilor din municipiul Onești, totodată și cu celelalte localități din zonă. Față de cele prezentate, vă rog să analizați, să aprobați proiectul de hotărâre. Domnule secretar, cuvântul reprezentanții Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisiei numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu sunt, supun la voi, cine este pentru? Împotrivă și abținere nu sunt. Proiectul numărul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul reabilitare pod peste râul Sus, strada Oparte, municipiul Onești, județul Bacău. Are cuvântul domnul secretar general. Unul din obiectivele majore ale administrației publice este asigurarea condițiilor de trai decente pentru locuitorii municipiului Onești și pentru derularea de investiții care presupune asigurarea condițiilor optime de securitate cu privire la deplasarea pe drumurile publice. În urma efectuării expertizei tehnice asupra podului peste râul Oicuz, situat strada Ormate, s-a constatat că acesta este într-o stare avansată de uzură și trebuie făcute lucrări de reabilitate
acestuia. Față de cele prezentate, vă rog să analizați să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisiei numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt supun la vot, cine este pentru? Împotrivă și abține nu sunt. Proiectul numărul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare străzi, eternității, Vasile Alexandrie, Rotul Tunică, Casa de Apă, la Lamgării și Aleia Podiei din Începănești, Puțu Bancăoare, fondul secretar general. Văd în vedere că străzile eternității Vasile Alexandrie, Rotul Tunică, Casa de Apă, la Lamgării și Aleia Podiei, situate pe raza Începănești, care asigură accesul pieștier și pietonal la locuințe și la alte obiective social-economice existente, sunt într-o stare avansată de degradare. În acest sens a fost făcut proiectul numărul 8/2022, fază de alin, modernizare străzi, tenității Vasile Alexandrie, Rotul Tunică, Casa de Apă, la Lamgării și Aleia Podiei din Începănești, în care rezultă lucrările care sunt necesare și indicatorii tehnico-economice investiții care trebuie aprobate de Consiliul Local. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Raport de specialitate a fost prezentat. Au fost reprezentanții comisiilor numărul 1. Aviz favorabil. Comisiei numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu sunt supun la vot, cine este pentru? Împotrivă și abținem nu sunt. Proiectul numărul 20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru buna gospodărire pentru instalarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul municipiului Ionești, are cuvântul domnul secretar general. Potrivit prevederilor legale, asigurarea și păstrarea curățenia ordinii pe teritoriul localității, buna gospodărire a acestora și respectarea normelor de igienă, constituie obligație fundamentală a autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice, agențiilor economice și altor persoane juridice, precum și a cetățenilor. Având în vedere necesitatea actualizării faptelor care constituie contravenții în domeniul de competență gestionată de către autoritățile administrației publice locale și adaptarea acestora la realitățile prezente și la cadrul normativ în vigoare, aflat într-o continuă schimbare, fiind un instrument de lucru extrem de util agenților constatatori, desemnat să urmărească să asigure respectarea măsurilor pentru buna gospodărire, pentru inaugurarea, pentru instaurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul municipiului Ionești, vă supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Am avut reprezentanții comisiilor, comisia numărul 1, aviz favorabil. Comisia numărul 2, favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Discuții dacă sunt pe marginea proiectului? Da, eu. Ceva de adăugat. Vă rog. Capitolul 14, conservarea și protecția mediului, articolul 35, aliniatul 1.11, traversarea sau călcarea zonelor verzi de către persoanele fizice. Pe Bulevardul Republicii și pe Bulevardul Oituz avem parcări, nu avem cum să trecem din parcare pe trotuar fără să traversăm spațiul verde, fără a călca spațiul verde. Nu există condiții tehnice, nu putem merge pe stradă 50 de metri să riscăm să avem un accident ca să ajungem pe trotuar când avem trecerea de pietoni. Și se impune, spun eu, modificarea acestui articol și traversarea să nu mai fie sancționată. Se poate traversa spațiul verde și fără să calci pe spațiul verde. Da. V-a susțin ce v-a spus domnul consilier, am să-ți dau și un răspuns. Spune domnul director ce a avut în vedere la întotdeauna. Păstrat forma inițială a contravenției, cea care era asta a fost stabilită. Ok. Ce problemă a fost dacă domnul consilier? Nu ar fi nicio problemă să rămână singura variantă călcarea cu piciorul a zonelor verzi de către persoanele fizice și sancțiunea se aplică doar persoanelor fizice. Bun, acum... De ce nu vin zero? Nu vedează nimeni de cineva. 20 ani trebuie să întâmple în viitor. Da. E ok, da. Facem un amendament? Dar trebuie scurt cu totul. Spațiul verde pentru ce se stau fără spațiilor versus ocupații. Ne uităm, ne dăm urcă cu mașinile. Nu traversare. Adică eu sper să văd la un moment dat o pancartă de azi. Călcați spațiile verzi. Călcarea cu piciorul nu șare. Deci o concluzie? O concluzie? Domnul primar, ar vrea să văd o pancartă de aia peste tot unde sunt spații verzi, condemnă călcați spațiile. Exact. Da, și eu sunt de părere. Adică mi se pare spațiile verzi nu e... A fost o scăpare, cred că mai degrabă. Eliminăm articolul 35, aliniatul 1,
1.11. Da, e benefic, e senzațional intervenția. Da, deci se consideră amendament, da? Dacă așa trebuie, așa să fie. Atunci supun la vot amendamentul privind eliminarea restrictivului articol. Cine este pentru? La același capitol, pagina 36, punctul 13. Deteriorarea spațiului verde, urmarea producerii unor accidente de circulație, în urma identificării persoanei vinovate. Cum procedăm aici? Deci după ce are accidentul și bănuiesc că îi plinge mașina pe spațiu verde și amendăm? În urma depistării persoanei vinovate, sunt persoana vinovată și așa care... Ok, vinovat de accident. Asigurarea nu acoperă. Să știți că asigurarea acoperă orice distrugere. A orice. Dacă să le înțelegeți, sunt două lucruri diferite. E vorba de amendă și vorba de... Eu nu. Asigurarea despăcubește stricăciunile. Păi da. Dar aici eu votez o amendă. La punctul 13 se prevede între 1000 și 1500 de lei amendă pentru persoane fizice. Ce asta nu a fost în și eu de părere să achete stricăciunea. Băi, despre asta vorbim. Deci nu discutăm refacerea spațiului și costurile. Discutăm amendare. Stabilești că există contravenții, ți-ai avea prezidenții să spună că ați văzut. Dacă îmi dați voie, domnul președinte, putem aluna pentru ședințe ulterioare, ce spune? Sunt foarte multe capitole, mai am unul, nu mai ai voie să pui o pătură să stai cu maloape. Adică sunt multe care nu sunt chiar relevante. Da, nu mai am voie să pui o pătură. Nu știu, faci pentru ședințe. Nu e problemă, orice problemă, dar se situați la domnul director Chiriața, la domnul director Nastasiu, dumnealor s-au lovit și se lovesc de astfel de probleme și atunci... În regulă, atunci proiectul numărul 20 a fost declarat de ordinea de zi, urmând a fi propus pe o ședință ulterioară. Proiectul numărul 21. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenții la domeniul privat, la municipiunește a unor imobile, construite din terenul pus și fără construcții situate în intrarea municipiului Onești, are cuvântul domnul secretar general. Imobile ce fac obiectul propunerii de preluare în proprietate privată a municipiului Onești sunt situate în intrarea localității, depărtate prin planul de amplasare de limitare. Aceste imobile au fost inventariate, delimitate și măsurate la urmare a unor cereri depuse de persoane fizice sau juridice, atunci aș putea participa la legislații publice în vederea concesionării sau închirierea terenului, precum și pentru stabilirea apartenenței acestora. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, au primit cele reprezentanțe comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții, dacă suntem la marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru? Unanimitate, deci împotrivă și abținere nu sunt. Proiectul numărul 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul public a municipiului Onești a unui bun imobil constructiv. Are cuvântul domnul secretar general. În vederea realizării unor modernizări sau unor investiții asupra unor zonuri imobile situate în intrarea municipiului Onești, este necesară evidențierea acestora în inventarul domeniului public al municipiului. Unul imobil de protecție Râul Cașin, propus spre atestare la domeniul public, se află în administrarea Consiliului Local al municipiului Onești,
dar până în prezent nu au fost atestate apartenența la domeniul public și nu au fost stabilite situația juridică. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați, să aprobați proiectul de hotărâre până prezentat. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au fost reprezentanții comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții, dacă sunt. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri nu sunt. Proiectul numărul 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea unei centrale termice către Școala Gimnazială Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Unești. Domnul secretar general. Având în vedere adresa în cadrul contractului de furnizare numărul 1096 pe 2032, a fost achiziționată centrală termică pentru Școala Gimnazială Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Propunem dare în administrarea centralei termice nou instalate către instituția pentru care a fost achiziționată. Vă supunem spre aprobare și analiză proiectul de hotărâre formal prezentat. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Discuții, dacă sunt? Că nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul numărul 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea unui mijloc fix către SRC Domeniul Public și Privat Onești S.A. și aprobarea actului adițional la procesul de val de pretare privire numărul 17.054 din 18.08.2010, partea contractului numărul 16.886 din 18.08.2010 de delegarea gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat, dar în domnul secretar general. Municipiul Ornești a achiziționat un mijloc fix mine încărcător pentru asigurarea eficientizării serviciilor de administrare a domeniului public și privat. În vederea realizării obiectivelor stabilite prin contractul de legare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat, de către SRC domeniul public și privat Ornești S.A., propunem darea în administrare a mijlocului fix achiziționat pentru domeniul public și privat S.A. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, au fost reprezentanții comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Discuții? Dacă nu sunt, spun la voi cine este pentru. Majoritate de voturi, împotriv, nu se abține nimeni. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării unui contract de concesiune prin diminuarea suprafeței terenului concesional și aprobarea modelului de act adițional are contul secretar general. Prin hotărârea anterioară, Consiliul Local a aprobat concesionarea unui suprafețe de 143,40 m² teren scurt în bulevardul de tip numărul 53. Prin actualizarea măsurătorilor cadastrale, conformitate cu planul de amplasament și delimitare pe mii de persoane autorizată a NCPI, se impune diminuarea suprafeței de teren concesionat pe urmare celor expuse mai sus și conform prevederilor codului administrativ. Dar putem să analizăm și aprobare proiectul de hotărâre forma prezentată. Au cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Discuții dacă sunt pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, trebuie să pun la vot cine este pentru. Proiectul numărul 26. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz și servitude asupra suprafeței terenului aparținând municipiului Ornești, are cuvântul domnul secretar general. În adresa înaintată de către 10 delegați GRIP, se solicită acordarea dreptului de uz și servitude asupra suprafeței de teren aparținând municipiului Ornești pentru a dura de rezistența construcției energetice în vederea realizării de lucrări specifice în municipiul Ornești. Exercitarea drepturilor menționate anterior asupra proprietăților statului sau al unităților administrative teritoriale efectuate de capacitățile energetice, afectate de capacitățile energetice, se realizează cu titlul gratuit pe toată durata existenței acestora. Pentru aceste motive, vă rugăm să analizați, să aprobați proiectul de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat cu punct de reprezentanții comisiilor, comisia numărul 1, aviz favorabil, comisia numărul 4. Discuții dacă sunt imaginea proiectului. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă și abține nu sunt. Proiectul numărul 27. Proiect de hotărâre pentru dreptarea erorii materiale din anexa 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 345 din 24.11.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Ornești a unor bunuri imobile, are cuvântul domnul secretar general. Aviz favorabil.
Prin hotărârea Consiliului Local 345/2022 a fost aprobată atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului și a unor bunuri imobile. În prezenta inclusiv de proiect de hotărâre, se propune adaptarea erorii materiale din cadrul a două poziții, respectiv poziția 2 și poziția 10 cedit în anexa 1 la hotărârea menționată și înlocuirea conexele 2I și 2J. Față de cele prezentate, vă rog să analizați și aprobați proiectul de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat, au fost reprezentanții comisiilor, comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții, dacă sunt? Nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul numărul 28. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru unele bunuri imobile aflate în proprietatea municipiului Onești, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative a acestora, recomandă domnul secretar general. Având în vedere prevederile legislative conform cărora valoarea ajusă se determină pe baza unor evaluări efectuate de regulile de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare și ca urmare a întocmirii raportului de evaluare de către evaluatori autorizați în vigoare, se pune spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, au cuvântul reprezentanții comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Da, plecat o multă. Da. Discuții, dacă sunt pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Proiectul numărul 29. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 163 din 19.05.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Onești a unor bunuri imobile. Are cuvântul domnul secretar general. În hotărârea Consiliului Local 163/2022 a fost aprobată atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Onești a unor bunuri imobile. Având în vedere actualizarea măsurătorilor calculare pentru un imobil teren situat în stradă Alexandru Ioan Cuza Părăranu, municipiul Onești, în vederea actualizării informațiilor tehnice, propune modificarea anexei 1 coloana 4 suprafață, numărul criteriu 1, în sensul înlocuirii sintagmei 5142 metri pătrați, cu sintagma 4121 metri pătrați. Totodată propunem și înlocuirea anexei 2A, drept pentru care supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre pe urma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, au cuvântul reprezentanții comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Proiectul numărul 30. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 343 din 24.11.2022 privind însușirea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Onești. Are cuvântul secretar general. În foarte vedere al codului administrativ, inventarul bunurilor care au cotuit domeniul privat al unității administrative teritoriale se întocmește, se actualizează de către o comisie special constituită, condusă proprietatea executivă de o altă persoană împotenicită să exerce atribuțiile respective după caz. Comisia specială a fost constituită, a identificat și a inventariat bunurile care au fost declarate ca bune de aparținut domeniului privat de interes local al municipiului Onești, dar care au fost omise la întocmirea inventarului aprobat prin HCL 343/2022. Față de cele arătate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, au fost reprezentanții comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții, dacă sunt imaginea proiectului, dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul numărul 31, proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 346 din 24.11.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Onești a unor imobile constituite din terenul cu și fără construcții, stabilite din pravilanul municipiului Onești, care pot fi un secretar general. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 346/2022 a fost aprobată atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Onești a unor imobile constituite din terenul cu și fără construcții, stabilite din pravilanul municipiului Onești. Avem în vedere actualizarea măsurătorilor cadastrale pentru imobile care sunt situate în Bulevardul Republicii numărul 8, propune modificarea anexei 1 coloana 3, suprafață, numărul criteriu 4, în sensul înlocuirii sintagmei 18 metri pătrați și sintagmei 18 metri pătrați. Totodată propunem și înlocuirea anexei 2C, drept pentru care se pune spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc, domnule secretar. Au cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Sunt discuții pe marginea proiectului.
Sunt, supun la vot. Cine este pentru? Majoritate. Proiect numărul 32. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri în proprietatea municipiului Noiești. Are cuvântul domnul secretar general. În vederea realizării atribuțiilor specifice conferite codului administrativ, Consiliul Local hotărăște condițiile legii de readministrare, concesionare sau închiriere a bunurilor ce aparțin domeniului public sau domeniului privat al municipiului Onești. Prin hotărârea de Consiliul Local anterior, a fost atribuită sub forma concesiunii situații de teren menționate în anexă. Nu înseamnă de solicitări de rezistat de la primăria Onești și propunerea de transmitere a dreptului de concesiune conform datelor de identificare menționate în anexă. Supuneți pe analiză și aprobare Consiliul Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, au cuvântul reprezentanții comisiei. Comisia numărul 1. Aziz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții dacă sunt de mașină proiectul. Nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate. 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prevenzării la licitație publică cu strigarea unor mijloace fixe nefuncționale autovehicule. Are cuvântul domnul secretar general. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune scoaterea din funcțiune și valorificarea prevenzării la unor mijloace fixe nefuncționale autovehicule ce aparțin domeniului privat al municipiului Onești. Procedura, condițiile de participare, documentele necesare privind calificarea care privesc îndeplinite de către contractanți și clauzele contractuale sunt prevăzute în documentația de atribuire și contractul de vânzare cumpărare anexe la proiectul de hotărâre supus dezbaterii. Sumele rezultate din valorificarea acestor bune se vor face venit la bugetul local. Față de cele prezentate mai sus, supuneți pe analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre. La raportul de specialitate a fost prezentat, au punctele prezentate Comisia numărul 1, aviz favorabil, și Comisia numărul 4. Discuții dacă sunt în marginea proiectului, dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul numărul 34. Proiect de hotărâre privind organizarea și finanțarea unor activități culturale artistice în anul 2023. Domnul secretar general. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune organizarea și finanțarea două evenimente culturale artistice, respectiv concursul Cartea pe care o iubesc și stagiunea teatrală 2023, cu sumele specificate în documentația înaintată. Față de cele arătate, propunem aprobarea proiectului în forma prezentată. Raportul specialitate a fost prezentat, dar e cuvântul reprezentantul comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt pe marginea proiectului, că nu sunt. Spune la vot cine este pentru. Împotrivă, abține, nu sunt. Proiectul numărul 36. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz și servitute asupra unor suprafețe de teren aparținând municipiului Onești către SC Bolzești Power SRL. Are cuvântul domnul secretar general. În adresa înaintată de către SC Bolzești Power SRL se solicită acordarea dreptului de uz și servitute asupra unor suprafețe de teren aparținând municipiului Onești pe care a durat de existența construcției energetice în vederea realizării proiectului de investiții construire centrale electrică fotovoltaică și rețea electrică pentru conectare la stația electrică Bolzești. Existarea dreptului ca menționat anterior asupra proprietății statului sau unităților administrative teritoriale afectate de capacități energetice se realizează cu titlul gratuit pe toată durata existenței acestora. Față de cele arătate, vă rog să analizați să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar. Au fost prezentați comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Discuții dacă sunt pe marginea proiectului. Dacă sunt, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Proiectul numărul 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării serviciilor notariale specifice, operațiunilor de dezmembrare a unui imobil teren, proprietatea municipiului Onești, în vederea individualizării prin numere cadastrale proprii. Are cuvântul domnul secretar general. Imobilul teren ce face obiectul proiectului de hotărâre pentru aprobarea serviciilor notariale specifice, operațiunilor de dezmembrare aparține municipiului Onești. În scopul reglementării și asigurării în providență exacte și complete a situației juridice a imobililor, și vă derivați de dezmembrarea terenului, este necesară să aprobați serviciile de calitate specifice. Înscrierea în sistemul de carte funciare și carte sistem de cadastru și carte funciară, în mod de rezultat, în urma serviciilor de dezmembrare, acestora îi se va atribui un număr cadastral unic pentru care se va deschide cărți funciare noi
unde vor fi evidențiate informațiile tehnice, juridice, economice, proprie. O singură precizare, atât în proiectul de hotărâre, cât și în raportul de specialitate, vor fi inserate și numărul de certificatului de urbanism care a stat la baza editării provocării. Nu a fost trecut din proiectare documentația înaintată, dar vă vom completa. După vedere cele menționate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar. Au cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Nu sunt supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Revenim la punctul numărul 35 de pe ordinea de zi. Probleme de interes local diverse. Dacă vreți cineva să scrie la cuvântul din sală, domnul Agape. Vă rog. Am două întrebări care ar fi spart din ăla ce m-a urmărit avut proiectului. Cum puteți spune? E depus la CNI, dar... Am primit și Daliuș cu toate avizele la CNI. Urmează să ne spună punctul de vedere față de documentație. Ne-am aprobat în cazul. Așteptăm de la CNI. Așteptăm de la CNI. Și cu extinderea proiectului în zona Lungării, am eliberat certificatul de urbanism, a fost în sarcina delegatului să... Da, a fost eliberat certificatul de urbanism. Suntem pe drumul cel bun. Da, la mine două probleme mai mult tehnice, zic eu. Una, când se vorbea de aparatul specialitate, am mai transmis așa față în față, n-am s-o public niciodată, când sunt scanate proiectele. Să folosească o funcție, OCR se numește, nu este un MOFT. Pentru a putea căuta în proiect, dacă, de exemplu... Uitați-vă spre domnul secretar. Nu să știți dacă scopul ce avem noi permite instalarea CNI. Dar nu, sunt convins că are direct din imprimantă. Sunt convins de asta. Sunt și în domeniu. Dacă e... Da, o să... Sigur, imprimantă. Și în al doilea rând, n-am reținut numele care s-a interesat. A post. Ar trebui verificată informația asta dacă chiar s-a ocupat abuziv domeniul public. Adică să meargă cineva să vadă. S-a mutat gardul înspre drum, nu s-a mutat... Da, s-a făcut o proiect. Problema că în discuția de eternități am în față și proiectul de hotărârea privind zonarea fiscală din 2021, decembrie 2021. Eternității este în zona D de impozitare, mai jos de atât nu acolo se poate. Satul catolic, majoritatea sunt în C. Că ai casa mai bună, mai nouă, nu știu cum ai făcut cu ce a comparat domnul respectiv, dar mai jos de D nu se poate. Asta e. Și eternității în D. Și Alexandrie și... Satul catolic este în ce? E în ce, da. Majoritatea sunt în ce în satul catolic. Dar la anterior, cred că s-a referit la perioada anterioară, din 2021. Dar nu știu. Era altfel. Nu știu ce a comparat cu ce. Poate să compare două case de 100 de metri. Dar unul are pământ mai mult. A existat un amendament pentru noi. Deci, memoria... Deci, satul catolic sunt... Nu am îmbătrânit așa mult. Oricum, în satul catolic sunt și în destră. Sunt care sunt din tăi. Eu mă referam în fizic. Deci am mai ținut minte amendamentul făcut. Da, ne-am lămurit și cu... Cu ocuparea terenului, aici era problema. A ridicat problema că s-a ocupat abuziv cu gard, cu... Da, asta o să vadă, poliția locală. Da, dacă s-a făcut o proiectare, nu a văzut proiectare, să nu... Sunt administrator pe firmă. Am citit un regulament autorării Consiliului Local 365 27 decembrie, cu toată taxa de urbanism pentru non-casnici administratori de societate. Din punctul meu de vedere, se bat cap în cap la articolul 6, 1 cu 4. Uzători non-casnici care nu au angajați, nu înseamnă că au sau nu au activitate. Administratorul unei firme are un sediu social denumit fiscal. Poate avea 1, 2, 3 sedii secundare. Problema taxei de salubritate pentru faptul că nu produce, că sunt vreo 100 de persoane ca administratori simple, plus la, sunt vreo 23 de firme care au două societăți la aceeași adresă. Sediul social al firmei nu are activitate. Nu prestează nimic, deci e un sediu fiscal. Mai ales că ordinul Ministrului de Finanțe de acum vreo 8 ani spune că actele firmei se pot ține și la punctele de lucru. Mie, din punctul meu de vedere, zic că ar trebui făcut o revizuire a acestei
hotărât din Consiliul Local, anexa 6. Dacă e vorba să ne, na, să fim obligați să plătim, nu 35 de lei. Mi se pare mult, ne producând nimic. Dacă pentru o firmă, domnul Zăinței, dacă pentru o firmă, administratorul firmei, adică patronul firmei, ca să fim clar, dacă vi se par mult 35 de lei, ce să mă zice de restul ăsta? Ne producând nimic, mi se pare mult și un leu. Da? Dacă nu produceți nimic, nu mai sunteți administrator. Sigur. Și treaba are una cu alta. Serviu social, firmă, ce îți spune? A, pentru că sunt multe firme care au angajat și nu sunt din Onești și plătesc acea taxă pe angajația deci, care poate la altă care nu sunt dată. Deci faceți confuzii. Eu nu v-am întrebut, da? Nu fac nicio confuzie. Va faceți mare confuzie de a fi angajat și administrat. Administratorul nu este angajat. Exact asta v-am zis. Păi, și atunci cum să plătesc dacă nu produce administratorul, că sediul social al firmei, fiind apartament sau bun, nerezidențial sau rezidențial, cum să plătească ceva? Având deci, un de loc în altă parte. Deci în momentul că, deci de asta vă spun că faceți o mare confuzie între sediul social, sediul legal, sediul fiscal. Nu se produce, nu are activitate la locul respectiv. Ce să produc? Spuneți dumneavoastră. De asta spun că e o confuzie. Nu confundați angajatul, administratorul sau neangajat. Administratorul nu este angajat. El gestionează o activitate care are loc în altă localitate, în altă țară, probabil. Deci am punct fiscal. Păi vă contraziceți aici, domnul Azuinței. Da, cum mai înainte a zis că nu produceți nimic. Dacă aveți angajați în altă localitate, în altă țară, chiar produceți. Dar nu vă produc aici pe teritoriul Onești. La asta mă refer. De asta spun că sunteți în confuzie. Nu sunt nicio confuzie, că spre deosebire de dumneavoastră, eu chiar plătesc pentru niște oameni care nu i-au călcat în oraș. Eu asta spun acum. Da. Și nu mi se pare, nu e din postura de consilier local să veniți aici și să vă plângeți 35 de lei pentru administratul unei firme, unde probabil aveți o grămadă de profit, nu știu cum să vă povestesc, dar... Domnul Cimpoiești, de asta vă spun și vă repet. Deci cadrul juridic al acestei anexe, dacă știți și dacă o citiți cu atenție, că probabil ați votat-o, o să vedeți că este un mare abuz, ca să nu intru pe alte detalii. Care este abuzul? Spuneți-vă. Deci faptul că forțați și nu aveți aici, dacă citiți cu atenție regulamentul, nu un casnic fără activitate. Aici nu scrie, deci care desfășoară activitate sau nu are angajați. E o diferență mare între sediul social cu activitate fără angajați sau nu are activitate pe domeniul Oneștilor. Adică vorbiți despre firmele suspendate. Nu firmele suspendate, nu are nicio treabă una cu alta. Păi eu nu înțeleg, dacă sunteți administratorul firmei și nu aveți activitate în Onești și aveți angajații care sunt pe Onești. Nu da? Sunt pe Onești, asta vedeți că n-ați fost atent. Dar unde aveți dumneavoastră angajați dacă aveți sediu în Onești? În altul județ, în altă localitate. Nu, acolo își desfășoară activitatea angajații dumneavoastră, dar angajarea se face pe Onești. Deci eu spun că n-am angajat, domnul. Pe Onești nu am angajat. Deci nu se face, se face verificat și nu se face. De asta spun că sunteți în confuzie între sediul social cu angajați fără angajați. Aveți două variante, dacă îmi permiteți. Puteți contesta hotărârea de Consiliul Local în contencios administrativ. Asta știu că pot contesta, a venit pe care... A doua variantă este să vă mutați sediul social, dacă nu aveți aici o activitate. De ce mai stați aici cu sediul social? Dar ordinul de ministru nu spune mie că s-a obligat să mut sediul social. Dar nu sunteți deci, obligat, ca să scăpați de taxa asta. Dar cum e o taxă. Da, și cum puteți mâine să... Deci nu e o chestie abuzivă că plătim 35 de lei. Pentru dar nu e abuzivă, lucru... am spus, o contestați în contencios. Nu e abuzivă. Este o taxă stabilită la nivelul municipiului Onești. Și nu este, dacă vă spun cineva și am înțeles școala cu domnul Apostol, dar dacă mă obtuneți și pentru administratul cu firmă la 35 de lei... Domnul ăsta ați plătit un leu pe care nu produce. De ce vorbim acum așa ca să aflăm? Dar era 10 lei, am plătit, nu are nicio problemă. Acum ai 35 de lei, nu am activitate, nu produc nimic. Am înțeles, an de zile s-a plătit 10 lei, 5 lei, 10 lei, nu, cât a fost. Am mai 35. Domnul Azuinței, cred că am înțeles cu toții da, mesajul. Da, mulțumesc, cum ce să vă cer scuze, este că am înțeles cu toții mesajul dumneavoastră. Vom... Ca administrator, cu firmă, ca patron al firmei. Nu vorbim din patron, că ăsta niciun termen patron. Vom aplica puțin urechea asupra problemei dumneavoastră. Dacă vom găsi o cale să o rezolvăm sau să putem face ceva, vom face, dacă nu așa cum... Am înțeles această parte amiabilă. Am înțeles această parte amiabilă a discuției cu dumneavoastră și motivul pentru care ați venit aici, în fața noastră, astăzi. Mulțumim. Avem numai pentru mine, nu știți ce am venit. De exemplu, ce-am repetat. Sunt convins că toată lumea de aici a înțeles ceea ce a spus dumneavoastră. Dacă va fi o soluție pe care o
putem adopta, putem adopta, dar dacă nu așa cum noi aveți, când fiți considerat dumneavoastră în adecut timpul pe care îl acordați să reveni pe urmă, asta am fost considerat așa cum a spus. Înțeles că nu vreau să ajung acolo. Da, sunt convins, am înțeles. Vă mulțumesc. Domnul Minuță, vă rog. Mulțumesc. La nivel de asociație, fosta instalație de termostital pe casa scării. Am strâns bani pe asociație, vrem să facem ecologizare, să facem dăm pe val. Cum putem proceda legal să desfințăm țevile alea, camarele alea pe casa scării? Doamna, cer un punct de vedere. Știu cum trăia domnul Medianu. Mai veneau de la asociații hârtii de genul ăsta și știu că avem, întotdeauna am răspuns că nu se poate, sunt încă în inventarul, primăriei, n-avem cum să le strică, să le luăm. Da, dar alea nu se mai folosesc. Știu, nu dar mai sunt deocamdată nu putem. Din contra, să știți că pe acolo se mai poate fura. Se fură apă. Dar știu că nu putem umbla la ele. Deci asta am știu prins. De când era și am băgat să nu se fală al baierul. De asta nu vreau să le fără. Dezafectatele nu au apă. Sunt alimentate alea cu apă? Cum să fie alimentate alea cu apă? Am mai primit de la asta, dar nu se poate interveni, deci nu putem să le spunem. Cum se raportă, da. Credeam că vreau la asociație dispozate pe exteriorul comunității. Nu e o formă legală. Îți dorim puțină liniște, vă rog. Domnul președinte, de-a scăpat ședința de vreo. Eu aș vrea să mulțumesc... Am rămânat în la domnul Jurescu. Nu, deci eu am adus, știu, dacă e o formă legală. Da, nu e. Nu, dacă nu e. Sistem uric. Nu e. Poate mă amuzi, va. O să căutăm. O să căutăm o soluție și pentru aceasta. Atenție, atenție, foarte mare. Sunt în care aparținută domnului public al Năciclănești. Nu se rezolvă problema termon cu lichidarea acesteia, pentru că nu vor fi preluate, pentru că nu vor fi casate, înseamnă distrugere sau furt. Atenție foarte, foarte mare. Dacă nu se detală din ceea ce știu, doar din instalația pe care îți trebuie să fie de bani, nu știu, acum nu știu, eu știu că toate instalațiile acelea au fost bani, dar nu știu, dar de distrugere, avem citanțe. Nu știu dacă s-au fost. Foarte mare, ne predăm undeva. N-avem nevoie de semne. Dacă sunteți convins că așa este și așa este noastră, puteți mai aveți decât să încerca. Dar eu știu că tot ceea ce s-a făcut în casa sfării sunt bani venit de la bugetul de stat, bani alocați, lucruri foarte mult. Ministerul Finanțelor stă cu ochii pe Paianjin. Deci, Aurora, așa s-a fost făcut pilot. Primul bloc din Onești care a fost cu termofidare. Relații. Domnul Roșca, mulțumesc. Eu aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor consilieri și în mod special aparatului de specialitate al primării, doamnei director Angel și domnului primar, pentru efortul uriaș făcut pentru cartierele Slobozia, Belci și Borgești, pentru racordarea la rețeaua de gaze și sperăm să o ducem la bun sfârșit, pentru că s-a făcut primii pași și cred eu cei mai importanți. Vă mulțumesc! Nu, lasă domnul primar. Eu chiar vreau să am un primar. Da, domnul Roșca, și eu vreau să mulțumesc consilierilor locali pentru maturitatea politică de care au dat dovadă astăzi. Într-adevăr, pe lângă multiplele proiecte care se vor realiza în acest an cu ajutorul banilor din bugetul local, care au fost dimensionați, cred că, extrem de bine și înțelept. Prin votarea bugetului s-a făcut cel mai important pas spre introducerea gazelor în cartierele Oneștiului, Slobozia, Borzești, Crucea de Piatră, Belci. Într-adevăr, oamenii pot să fie siguri că din acest moment lucrurile vor evolua cum trebuie, până dacă totul evoluează conform graficului, undeva în luna septembrie-octombrie ar trebui să începem săpăturile, să introducem gazele în cartiere. Mulțumesc încă o dată pentru susținere.
Ce faceți cu lemnele, domnule? Deci, cel mai scurt timp se va ridica puțin zona de impozitare. Nu, peste 8 ani, domnul Nicu. Da, s-a votat pe 10 ani. Se va finalizat. A fost intervenții așa aplaudative pe final. Eu am să fac astăzi un gest pe care obișnuiesc să-l fac cu colegii mei la partid. Și mi-ar plăcea să-l facem în continuare împreună aici, în ședințele de Consiliu Local sau după ședințele de Consiliu Local. Știu că săptămâna trecută a fost ziua domnului primar și nu l-am sărbătorit sub nicio formă, în ciuda faptului că ne adversăm în ședințele de Consiliu. Asta nu înseamnă că după ședințele de Consiliu nu rămânem oameni și nu trebuie să știm să ne spunem la mulți ani unul altuia și să ne dorim toate cele bune. Motiv pentru care eu v-am pregătit o surpriză. Nu vin cu aia de la surpriză, dar v-am pregătit o surpriză și m-am gândit ca noi toți colegii să vă spunem la mulți ani, să vă spunem la mulți ani și să vă dorim toate cele bune. Așa, chiar dacă aveți impresia că vă dorim, că sunt din suflet și chiar vi le dorim să fiți sănătoși și să vă meargă bine, că dacă ne merge nouă bine, îi merge și orașului cât se poate de bine, cu siguranță. Eu zic să închid ședința.